Concepută ca un omagiu spiritual dedicat personalității lui Traian Dors, manifestarea a împletit inedit momente artistice cu muzică și poezie, susținute de Costel Busuioc, Nuții Dragomir și Alisa Toma, cu evocări și comunicări științifice susținute de părintele arhimandrit Andrei Coroianu, conferențiar universitar dr. Maricel Popa, Ilei Natan și Nelu Beg. Cuvântul de deschidere a manifestării a fost transmis de directorul Bibliotecii Județene Ovidiu Sușianu, Sebastian Bara. Vom avea astăzi ocazia, grație unor consistente comunicări pe care distinși noștri oaspeți le vor susține, să cunoaștem mult mai bine viața și opera lui Traian Dors, să aflăm detaliile unui destin unic, a unui destin bazat pe încredere, pe credință, pe iubire față de Dumnezeu și față de semenii noștri, cum atât de limpede ne îndeamnă Fiul Domnului. Sunt extrem de onorat că am avut ocazia să organizez o astfel de întâlnire cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, al Complexului de Valmol și al editurii Traian Dors, o întâlnire de la care cu toții vom pleca mult mai bogați spiritual. Într-o viață de martir cu persecuții, umilințe, privațiuni și ani grei de închisoare la Oradea, Gherla, București, Caransebeș, Satu Mare, Traian Dors a încercat lumea fiind condamnat la 16 ani de muncă zilnică, 10 ani de degradare civică și confiscarea totală a averii. Ultimii ani ai vieții i-a petrecut la Hunedoara, în austeritate. A lăsat însă, în urma sa, o operă de rememorat pentru toate generațiile care au urmat. Traian Dors nu este autorul unui literaturi de desertar. El a scris în timp real. În perioada martirajului său a ținut minte, el sau prin interpuși, prin oamenii pe care i-a cunoscut, cu care a stat în celulele comunismului, opera se crește realmente valoroasă. Am vorbit de martiraj. Din punct de vedere al creației literare, el face parte într-o galerie de poeți religioși, poeți mistici. Este o listă lungă de scriitori la nivel universal, dar și la nivel național. În afară de primii ierarhi ai bisericii ortodoxe care au scris literatură mistică, avem de-a face cu Nichifor Crainic, cu Lucian Blaga, sunt oameni ai locului, toți gândiriști, și Teo Iosif, Goga, care au fost și modele ale lui. În partea de literatură religioasă, el se încadrează cu cei pe care m-am amintit deja, cu Radu Gir, cu Vasile Voiculescu și cu mai tineri Ion Alexandru, un alt om al Transilvaniei, și cu mai tânărul Daniel Turce, care a murit foarte tânăr după ce a publicat două cărți.